Salutare jucători de Brawl Stars, că doar nu de Minecraft. A fost un moment mai umoristic aici în studio, să depășim acest moment. Brawler noi, skin-uri noi și multe altele. Mă rog, fam, nu prea, dar na. Haide, șarpele! Salutare și bine v-am găsit la acest concept sau parodie de Brawl Cup. Haideți să vedem dacă putem strânge 1000 de like-uri la acest videoclip. Wow! Ei bine, în primul rând vreau să vă arăt noile sunete care se vor adăuga în noul update. Două sunete se vor adăuga lui El Primo. Futura mătii că inimini n-ai sclipici să mă pupi la licuriciu. Alte două sunete lui Bull. Hâți, John! Băiete, s-o întreb pe măta în ce poziție se stă pentru a face un handicapat ca tine. În continuare, haideți să vă aide capul meu cum faceți. În continuare, haideți să vă arăt doi brawler care se vor adăuga. Primul brawler este Boomerang, pe care îl puteți lua când faceți 10.000 de trofee. Da, nu am găsit un nume mai original. Vă las să ghiciți ce face Boomerang, iar dacă ați ghicit, trebuie să apăsați pe butonul de like la acest videoclip. Aveți 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Da, aruncă cu un Boomerang. Însă probabil vă duce cu gândul la Carl, pentru că și el face cam același lucru, însă acest brawler are ceva mai diferit. El nu aruncă pur și simplu cu un boomerang care vine înapoi la el. Acel boomerang va face un fel de 360 no scope sau ceva genul, însă va lovi toți inamicii din jurul lui, cam pe o rază ca a lui Jackie. În continuare vă las cu ceva gameplay de la acest brawler pentru a putea vedea și dumneavoastră mai bine cam cum se descurcă acest brawler. După cum puteți vedea, inamicul se află în spatele lui, însă el aruncă boomerangul, face un 360 no scope și aterizează fix în capul inamicului, distrugându-i acestuia craniul și toate visele de a deveni pro player, la fel ca Mădălin în Brawl Stars. Dar după cum puteți vedea, este foarte OP, adică, na. Surprise, motherfucker. Următorul brawler care se va adăuga se numește Sharky Parky și după cum vă puteți da seama din nume, este un rechin cu Parkinson. Ce face el este să arunce cu dinți, oricum vă las în continuare cu ceva gameplay de pe acest brawler. Who's there? Kids? V-am pus videoul greșit, s-a sumat în sas. După cum puteți observa, inamicul încearcă să-și bage degetele efectiv în gura lui Sharky Parky. Sharky Parky nu stă prea mult pe gânduri și bineînțeles să-i mușcă mâna. Inamicul zbiară, după cum se poate observa. Messing up his eye though. În continuare, haideți să vă arăt skin-urile care se vor adăuga în noul update. Primul skin este pe Dynamite și se cheamă Sushi Mike, pentru că după cum puteți observa, va arunca cu sushi și este cu temă chinezească sau ceva de genul. Următorul skin se numește Gică Bull pe șantier și va fi pe Bull. În continuare, vreau să vă arăt un remodel pe care îl vom aduce brawlerului Bo. Da, e bine, nu prea am mai avut idei ce nume să-i dăm acestui remodel, adică să-l cheme cumva altfel, să nu-l mai cheme Bo, așa că vă las pe voi în comentarii să decideți cum o să îl cheme. Dacă ați rămas până aici, apăsați pe butonul de like, abonați-vă la canalul meu care fi super șmecher și da, practic scrieți în comentarii cum să-l cheme pe Bo. Cum am spus, acest video este o parodie, slash un pamflet, slash un concept, slash un video foarte șmecher la care trebuie să dai like, așa că sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!